cel mai bine este să vedem ce avem deja în câmp la această dată. Sunt poze făcute deja în luna decembrie. Putem observa că avem un stadiu foarte bun de dezvoltare a culturilor, dar în același timp, provocarea despre care vorbeam sunt buruienile în aceste culturi. După cum putem vedea, și ele au profitat de această toamnă lungă, dacă putem să-i spunem, și sunt foarte dezvoltate și cu o densitate foarte mare în culturile de cereale la această dată. Desigur, pot fi particularități și specificități legate de aceste buruieni. Aș vrea să menționez doar câteva care cred că sunt peste tot în toată țara, și aici aș vrea să mă refer la Veronica, la Turiță, la Urzica Moartă, Macul Roșu, Pălămida. Toate acestea sunt buruieni care deja sunt prezente și noi trebuie să le acordăm o atenție deosebită. Desigur, avem și partea aceasta de graminee, de monocotiledonate, și aici deja bromusul sau opsiga este deja prezent în câmp, iarba vântului sau odosul sau văsul săbatic, cum mai este el cunoscut. Dacă ne uităm care sunt acestea și care sunt cele mai rapace, putem să constatăm iarba vântului, care răsare încă din toamnă, o văzul sălbatic, care de asemenea, în mod normal, ar trebui să răsară în primăvară, dar răsare încă din toamnă, opsiga sau bromus, coada vulpii. Pe lângă aceste buruieni problemă, avem și o altă buruiană, vulpia, vulpia miorus, o buruiană pe care am întâlnit-o acum 10 ani în Argeș la Miroș, și care s-a răspândit în foarte multe zone din Oltenia. Pentru aceste buruieni graminee problemă, compania Bayer a omologat și a adus în piață produsul Atlantis Flex, pe care dumneavoastră l-ați cunoscut în foarte multe ferme din zona de sud-vest. Acest produs s-a folosit. El are în componență două substanțe active, mezosulfuron și propoxicarbazon, care acționează complementar și au și un Seigner care face ca acest produs să fie mult mai prietenos cu cultura și să asigure o selectivitate față de culturile omologate. Acest produs, de asemenea, ca și toate graminicidele din piață, are un efect de lungă durată. Este un produs care nu lucrează foarte rapid. El se translocă față de alte produse foarte repede în plantă. Este luat atât radicular cât și foliar și planta își oprește imediat creșterea, iar simptomele vizibile sunt la câteva zile de la aplicarea acestui produs, prin niște pete clorotice, iar ulterior, în câteva zile, se vor vedea necroze și modificarea ale frunzelor și lăstarilor. Buruienile fiind distruse complet în 4 sau 6 săptămâni, în funcție de condițiile pe care le avem în zonele respective. Ce vreau să subliniez, Atlantis Flex combate peste 40 de specii de graminee și unele dicotile, iar în amestec cu secator Progres putem spune că am scăpat de toate buruienile din cultura de cereale. Noi am făcut aceste încercări și prin folosirea acestor două produse, cultura rămâne perfect curată, iar cele două produse se ajută reciproc și nu dau niciun stres culturii de cereale. Ce vreau să mai subliniez tot legat de acest produs? Acest produs este unul care lucrează pe graminele răsărite, dar și pe cele în curs de răsărire. Și vreau să vă spun că ovozul sălbatic, care sare de la diferite adâncimi, în valuri, în funcție de umiditatea din sol, acesta este foarte bine combătut. Împreună cu echipa mea am urmărit foarte îndeaproape utilizarea produsului Atlantis Flex și am văzut că este un produs care combate foarte bine gramineele problemă, bromus, apera, avena, coada vulpii și alte graminee, și este singurul produs care lucrează pe vulpia. Atlantis Flex se poate folosi în loturile semințiere pentru combaterea buruienilor graminee, pentru culturile de grâu, triticale și secară. Toate aceste elemente, toată inovația, toate eforturile pe care compania Bayer le face se traduce prin soluțiile cu care venim în fața partenerilor noștri, a fermierilor, și în continuare în programul de protecție de primăvară pe care ne dorim să-l propunem, începem cu tratamentul 1 la cereale, tratamentul 1 care vizează bolile bazei tulpinii și ale etajului inferior al frunzelor la cultura de cereale și de asemenea controlul buruienilor. Controlul buruienilor, care înseamnă controlul buruienilor dicotile donate prin produsul Secator Progres, produs care poate fi aplicat în momentul în care avem temperaturi în creștere peste 5 grade Celsius. După cum ați văzut din prezentările colegilor noștri, în teren, în momentul de față, întâlnim
specii de buruieni, sunt buruieni dicotile donate deja răsărite, prezente, și acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că noi trebuie să fim foarte atenți și să facem tratamente din timp pentru a nu depăși faza optimă de aplicare. Ce doresc să punctez este faptul că produsul Secator Progres nu este influențat cu nimic de evoluția temperaturilor după aplicare. Dacă l-am aplicat la temperaturi de peste 5 grade, eficacitatea lui nu este influențată, produsul este translocat în plantă și el își face datoria și controlează buruienile pentru care a fost creat. O atenție deosebită o acordă compania Bayer pentru controlul buruienilor graminee în cultura de cereale, și ați văzut că deja avem prezente buruieni graminee în cultura de cereale, sunt deja răsărite și trebuie să le acordăm o atenție deosebită acolo unde sunt prezente. Pentru controlul lor avem două erbicide, Atlantis Flex, care a fost prezentat în detaliu de colegul meu Nicu Gheorghiu, directorul din zona de sud-vest a României, și de asemenea erbicidul Husar Active Plus. Sunt două produse care au acțiune foliară, preluare foliară, și de asemenea cu efect de lungă durată, efect la sol, și controlează și valurile noi de buruieni apărute după aplicarea produselor. Sunt erbicide selective, erbicide care conțin Savener și care nu influențează cu nimic potențialul de producție al soiurilor cultivate.